Bună, prieteni! Sunt eu, fetița Zurli, și a venit rândul meu să vă invit să urmăriți împreună cu mine top 30 de melodii sau cântece sau piese, cum vreți voi să le spuneți, pe care eu le iubesc cel mai tare în lumea asta. Între timp o să vă iau cu mine într-o călătorie prin magazinul Zurli, adică nu vă spun mai multe, rămâneți cu mine. O să încep totuși prin a vă spune că pe locul 30, în inimioara mea, se află piesa... Bună dimineața! Haideți să ascultăm împreună! Păpușică, bună dimineața și ție, bunică. Bună dimineața, soare. Bună dimineața, floare. Bună dimineața, dulce casă. Bună dimineața, mic dejun pe masă. Ce frumoasă este viața când ai bună dimineața. Ce ușor îți pare tot când primești răspuns pe loc. Hei, 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 bună, bună, bună dimineața. Eu îți spun ție, tu îmi spui mie. Bună, bună, bună dimineața. V-a plăcut? Și mie îmi place foarte tare. Acum o să vă spun ce piesă se află pe locul 29. Și pentru că tocmai am intrat în magazinul Zurli, unde tanti prezentatoarea vorbește despre campania Încalță un copil de toamnă, uitați cât de multe încălțări a reușit să adune. O să vorbesc încet, pentru că ea are o discuție importantă. Dar pe locul 29, în topul celor mai celor mai iubite cântecele de către fetița Zurli, se află... Au zis mama că mi-o da! Spor la distracție! Cucu, bau! Pe
locul 28, în topul pieselor mele preferate, se află piesa... Numărătoarea! De ce? Pentru că mi-amintește tot timpul de Trulli și de faptul că el întotdeauna uită să numere, iar pentru mine ăsta este întotdeauna un subiect de distracție. Îmi pare rău, Trulli, te iubesc din toată inimioara mea, dar chiar nu știi să numeri. Hai, mai repetă o dată împreună cu noi. Sus, mânuțele! Hai! Știți că hai să-l învățăm pe Trulli numărătoarea până la 10! Hai să zicem 1! 1! Să se facă tot! Copilul are una, este luna. Hai să zicem doi, să se facă trei. Trei grădini din depărtare, două mâini. Copilul are una, este luna. Hai să zicem trei, să se facă patru. La carul mare, trei grai vin din depărtare, două mâini copilul are, una este luna. Hai să zicem patru, să se facă cinci. Cinci degete la o mână, patru roți la carul mare, trei grai vin din depărtare, două mâini copilul are, una este luna. Lucrătoare, cinci degete la o mână, patru roți la carul mare, trei grai vin din depărtare, două mâini copilul are, una este luna. Hai să zicem șase, șase! Să se facă șapte. Șapte zile în săptămână, șase zile lucrătoare, cinci degete la o mână, patru roți la carul mare, trei grai vin din depărtare, două mâini copilul are, una este luna. Hai să zicem șapte, șapte! Să se facă opt. Opt e nota la română, șapte zile în săptămână, șase zile lucrătoare, cinci degete la o mână, patru roți la carul mare, trei grai vin din depărtare, două mâini copilul are, una este luna. Nota la română, șapte zile în săptămână, șase zile lucrătoare, cinci degete la o mână, patru roți la carul mare, trei grai vin din depărtare, două mâini copilul are, una este luna. Hai să zicem nouă, nouă! Să se facă zece. Zece-i nota cea mai mare, nouă vieți. Opt e nota la română, șapte zile în săptămână, șase zile lucrătoare, cinci degete la o mână, patru roți la carul mare, trei grai vin din depărtare, două mâini copilul are, una este luna. Vă rog frumos să nu mă spuneți, dar pe locul 27, în topul celor 30 cele mai iubite cântecele de către fetița Zurli, se află cântecelul cântat de Turavura, Să nu aud de căței. De ce? Pentru că și Turavura are un sufletel și ea merită iubire și poate că dacă s-ar împrieteni mai mult cu animăluțele, poate i-ar plăcea până la urmă. Haideți să cântăm împreună următorul cântecel. Haide, Turavura! Hai că să-ți placă, fă puțin efort! De căței nu place nimic la ei. Mă, tot latră și mă lungă. Cât este ziua de lungă. Vai de mine, vai de mine, n-o căței. De pe mine, vai de mine,
și blană și lăbuțe, aure și au cotințe, dinților sunt ascuții. Lulu de mascotă. Și mă bucur foarte tare, pentru că urmează să vă spun că pe locul 26, în topul meu, se află cântecelul Iam, 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 ium. Mâncăm tot din farfurie și apoi plecăm la drum. Iam, 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 ium. Da, da, chiar așa se numește cântecelul de pe locul 26. Iam, iam, pipici cu sclipici, Lulu. Hello.
locul 25 se află piesa Suntem gata de plecare, pentru că întotdeauna mă duce cu gândul la vacanță și acum urmează să plec într-o vacanță, dar tanti prezentatoarea ne spune că niciodată, niciodată nu trebuie să plecăm cu capul descoperit, mai ales dacă e soare afară. Dar nu mă pot hotărâ cu care șapcă credeți că mi-ar sta mai bine, cu asta sau cu asta? Suntem gata de plecare, de la mic la mare, vai, 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 ce bucurie! Plecăm în călătorie, suntem gata de plecare, de la mic la mare, vai, 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 ce bine-mi pare! Plecăm toți cu mic, cu mare! Călătoriile. Ador să merg la mare sau la munte sau chiar până la grădiniță. Îmi place orice drum cu mașina. Și de aceea, nelipsit, este întotdeauna partenerul meu de drum, pinguinul Magellan. Este pernuța perfectă atunci când obosești puțin. De aceea, cântecelul lui Magellan se află în topul meu pe locul 24. Spor la călătorit! Magellan mă strigă, așa mi se spune, lumea mi este casă, sunt de peste tot. Călător cu gândul, călător cu pasul, să ajung oriunde știu că pot. Hai cu mine să vezi lumea, muzica-n și oruța pe spate, hei! Vino să călătorim, hai cu noi, hey, oh!
pe cei mai buni prieteni, nimic nu-i desparte. Pământul e rotund, lumea este lată. Eu sunt Magellan, putem pleca departe. Pe cei mai buni prieteni, nimic nu-i desparte. Pământul e rotund, lumea este lată. Acesta este un birou de la care colegele mele lucrează foarte mult, adică sunt foarte harnice. Și asta m-a dus cu gândul la Vrăjimăturica, prietena mea cea mai bună. Știați că are un cântecel pe care îl cântă doar ea? Se numește Vrăjimăturica sunt chiar eu și se află în topul meu pe locul 23. Sună chiar așa. Vrăjimăturica sunt chiar eu, nu stau nicio clipă, mă mișc mereu. Haideți, învățați-l și voi! Nicio clipă, mă mișc mereu. Toată ziua fac ceva. Vraja-i pasiunea mea. Azi ca te, zi manime. Azi ca bum, zi și tu acum. Azi ca poata și vraja e gata. Vraja e gata, gata, gata. Azi, Mătu-rica. Rem-pom-pi, polari, polarasca, rem-pom-pi, rem-pom-pa. Ați ghicit! Pe locul 22, în topul celor mai iubite cântecele către fetița Zurli, este chiar concursul de gâdilături, rem-pom-pi! Repede, luați-vă un partener de joacă și hai să începem concursul de gâdilături! Gâdi, 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 gâdi! Încălziți mânuțele, încălziți mânuțele. Iar eu vin să aleg cel mai vesel tătic din sală. Să-i dau cea mai nouă cartea mea. Rem-pom-pa, rem-pom-pi, poleri, polerasca. Rem-pom-pi, rem-pom-pa. Ana cadema, do, do, re, mi. Ana cadema, bum, bum, bum. Ana cadema, do, do, re, mi. Ana cadema, bum, bum, bum. Rem-pom-pi, poleri, polerasca. Rem-pom-pi, rem-pom-pa. Rem-pom-pi, poleri, polerasca. Rem-pom-pi, rem-pom-pa.
Mă întrebați la ce mă gândesc? Mă gândesc ce cântecel să cânt eu oare, cât timp sunt în așteptare. Pentru că aici mă aflu într-un loc în care trebuie să stau cu minte și să aștept. Și întotdeauna, oriunde m-aș afla, îmi vine în minte același cântecel. Doar că aș vrea să schimb puțin. Și mi-a venit ideea. Voi cânta chiar cântecelul care se află pe locul 21 în topul meu. Și anume, Bulbul! Poți să-l joci chiar și de pe scaun, adică să-l dansezi și să-l cânti. Chiar așa. Bulbul, bulbul, bulbuc, eu știu să fac un bulbuc. Bulbul, 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 bulbuc, fac bulbucul din clăbuc. Spor la spălat pe mâini! Bulbul, bulbul, bulbuc, eu știu să fac un bulbuc. Bulbul, 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 bulbuc, fac bulbucul din clăbuc. Bulbul, bulbul, bulbuc, eu știu să fac un bulbuc. Bulbul, 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 bulbuc, fac bulbucul din clăbuc. Celor mele preferate, nu putea să lipsească. Eu sunt Zurli! De ce? Pentru că eu sunt Zurli și în plus mă simt Zurli. Promit să rămân așa toată viața mea.
ca mine. Zic cu mine, strigă tare, strigă tare. Și să știe fiecare, fiecare. De ești tate, tu să știi, ești ca mine. De ești tate, tu să știi, ești ca mine. Apropiem încet de mijlocul topului 30 cele mai iubite cântecele de fetița Zurli. Și pe locul 19, știu, este un cântecel pe care noi toate fetițele îl iubim din toată inima. Și se numește Are mama o fetiță. E mereu de zor. Fata mami e voioasă și de ajutor. Are mama o fetiță cât un ghemotoc. Are mama o fetiță frumos și ca foc. Preferat din toată casa Zurli. De ce? Pentru că păpușile mele nu stau aici degeaba. Cântă din zor și până în seara cântecelul lor preferat, dacă vesel se trăiește. Da, da! Și e chiar cântecelul care se află pe locul 18 în topul meu. Haideți să-l cântăm împreună! Împreună cu noi, da? Atenție! Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, urma cu el zâmbește. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, strig așa. Hey, hey! Dacă vesel se trăiește, strig așa. Hey, hey! Dacă vesel se trăiește, urma cu el zâmbește. Dacă vesel se trăiește, strig așa. Hey, hey! Hai, mânuțele sus! Hai, Patri, hai, toată lumea! Bravo, Cate, bravo! Hai! Dacă vesel se trăiește, da? Fă așa. Un, doi! Dacă vesel se trăiește, fă așa. Un, doi, bano! Dacă vesel se trăiește, urmatul e zâmbește. Dacă vesel se trăiește, fă așa. Un, doi! Dacă vesel se trăiește, strig așa. Piripa! Dacă vesel se trăiește, strig așa. Piripa! Dacă vesel se trăiește,
mântuie, zâmbește, dacă vesel se trăiește, strigă așa, piriba! Și degetelele? Le-ți cu drăg tare, 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 Doamne, ce frumoși sunteți! Bravo! Dacă vesel se trăiește, bine e! Hop, hop! Dacă vesel se trăiește, bine e! Dacă vesel se trăiește, urlatuie, zâmbește, dacă vesel se trăiește, bine e. De fiecare dată când îmi așez lucrurile în ordine, tanti prezentatoarea îmi spune tare: bravo! Bravo, fetiță Zurli! Asta vă spun și eu vouă acum, prieteni, și nu uitați că în fiecare zi voi singuri puteți să vă uitați la voi în oglindă și să vă strigați tare: bravo, fetiță Zurli! Bine, nu bravo, fetiță Zurli, bravo și numele vostru! Și așa, cu această ocazie, vă anunț că pe locul 17, în topul meu, se află cântecelul bravo! Bravo, prieteni, vă iubesc! Bravo, când ești generos! Bravo, când vorbești frumos! Bravo, 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 că te-ai îmbrăcat! Lași returi, bravo, bravo, te-ai legat! Cine este bravo? Eu! Grozav, cine e? Cui spuneți bravo? Mie! Sus mânuțele, cine este bravo? Eu! Grozav, cine e? Cui spuneți bravo? Mânuțele, bravo, te supănări, i-i-i-e. Bravo ție, bravo, mi-i-i-e. Pădăria orii, chiar atunci când bravo zici. Bravo, 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 bravo de la noi! Astăzi este bravo, bravo pentru voi. Pentru voi! Cine este bravo? Grozav, cine e? Cui spuneți bravo? Sus mânuțele, cine este bravo? Cine bravo? Grozav, cine e? Cui spuneți bravo? Lumea îmi spune păpușa Zurli în loc de fetița Zurli? Nu știu de ce, poate pentru că arăt ca o păpușă. Dar oricum, aflăm noi până la urmă. Important este că acum trebuie să vă anunț că pe locul 16, în topul pieselor mele preferate, se află piesa... Cine știe culorile? Da, da, pentru că e un cântecel foarte vesel care mă face să-mi amintesc întotdeauna de culorile curcubeului. Cine știe culorile acum? Yeah! Cine știe culorile? Să ridice mâinile și să strige acum cu noi. Suntem Zurli, veți și voi. Da, 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 și eu aș vrea să primesc cântar prietenia ta. Da, 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 și eu aș vrea să primesc cântar prietenia ta.
jumătatea topului 30 cele mai iubite cântecele de către Fetița Zurli se află chiar piesa Eu îți dau un zâmbet. Următorul vers este Tu dă-mi-l înapoi. Cine-mi trimite un zâmbet înapoi chiar acum? Eu îți dau un zâmbet, tu dă-mi-l înapoi. Sau dacă vrei păstrează-l, că n-o mai vedea noi. Zâmbetul să-ți spună bună dimineața. Zâmbetul să-ți strige ce frumoasă este viața. Poți să-l iei cu tine, să-ți zâmbesc mereu. Zâmbetul meu, ia-l cu tine, zâmbetul meu. Hai zâmbește, nu-ți fie teamă. Zâmbetul închide orice rană. Zâmbetul te face mai frumos Topul meu se află, bineînțeles, un joc! Mai exact, Cucubau. Îl știți? Nu știți dansul? Haideți, învățați-l împreună cu noi. E simplu! Cucubau la stânga, Cucubau la dreapta, Cucubau pe vârfuri, Cucubau cu gust. Cucubau, Cucubau, vreau să plec, vreau și să stau împrejur. Cucubau la dreapta, Cucubau pe vârfuri, Cucubau cu
azi am să-mi crestez în grindă. Jos din cui acum oglindă. Mama-i dus în sat cu dorul, azi e singur put. Măi, ce faceți? Trageți cu ochiul la mine. Repetam cântecelul de pe locul 13. La oglindă se numește. Și nu pot, credeți-mă, nu pot să trec pe lângă nicio oglindă fără să cânt cântecelul ăsta. Și voi pățiți la fel? Azi am să-mi crestez în grindă. Jos din cui acum oglindă. Mama-i dus în sat cu dorul, azi e singur puișorul. Și-am închis ușa la tindă cu zăvorul. Și-am închis ușa la tindă cu zăvorul. Iată-mă-s tot eu cea veche. V-ați ascunselea cu Tașu și cu Tașa. Încă nu le-am spus că pe locul 12, în topul celor mai iubite cântecelele către fetița Zurli, este chiar Lingușeală de Cățel. Și i-am auzit. Ham, ham, ham cu burta goală, la trei tot o lingușeală, parcă le-ar hipnotiza. Sandwichul din mâna mea, cu octriși de cerșetor. Dă-mi și mie un colțișor, dă-mi și mie un colțișor, cu octriși de cerșetor. Ham, 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 dă din coadă. Ham, 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 lingușeală de cățel, tare dragul mie de el. Ham, 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 dă din coadă. Ham, 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 lingușeală de cățel, tare dragul mie de el. Are el castronul plin, să-i ajungă până mâine. Dar trăind cu atâția oameni, nu mai vrea viață de câine. Vrea și el să fie om, să se așeze pe fotoliu seara la televizor și să doarmă în pat cu mine. Și
Am ajuns la locul 11! Vă mulțumesc încă o dată, prieteni, că sunteți aici alături de mine și urmăriți împreună top 30 cele mai iubite cântecele din lume de către fetița Zurli. Bineînțeles, pe locul 11 se află piesa supereroului Mulțumesc, care se numește chiar așa. Mulțumesc! Tu când ai spus ultima oară mulțumesc? M-am îmbrăcat în mulțumesc, sub pelerină locuiesc. În lumea mea așa de bine, poate să intre oricine. M-am îmbrăcat în mulțumesc, sub pelerină locuiesc. În lumea mea așa de bine, poate să intre oricine. Mare de cărți, iar tanti prezentatoarea nu lasă să treacă nicio seară fără să ne citească măcar o poveste. Dar știți dintre toate personajele de poveste care este personajul meu preferat? Ei bine, este vorba chiar de Zâna Bună. De aceea, pe locul 10, în topul pieselor mele preferate, este cântecelul Zâna Bună. Thank you.
mai urcat o treaptă și am ajuns la locul 9. Ei bine, aici dați-mi voie să vă povestesc puțin. Este vorba despre un cântecel care pune pe muzică pupici cu sclipici. Nu-mi spuneți că ați ghicit deja. Exact! Pe locul 9 se află expresia mea bine, cântecelul despre expresia mea preferată din lume, de fapt. Pupici cu sclipici! Vă trimit și vă, fiecăruia în parte, cam câte 10. Așa, să vă ajungă pentru o zi întreagă. Pupici cu sclipici! Pupici cu sclipici! Și voi? Da! Știți să dați pupici cu sclipici? Ia să vă, sunt pregătită să primă stați pupici. Un pupic pe obrăzor, să crești mare puișor. Nu, nu este licurici, e pupicul cu sclipici. Pupici cu sclipici, cine vrea să vină aici? Dă-o mie de pupici. Cine vrea să vină aici? Dă-o mie de pupici. Birourile pe care le are tanti prezentatoarea. V-am spus că atunci când mă fac mare, eu vreau să fiu exact ca tanti prezentatoarea? Nu? Ei bine, aflați atunci că pe locul 8, în topul celor mai iubite cântecele de către mine, fetița Zuli, este chiar cântecelul care se numește Vreau să fiu o mare! Care dintre noi nu a visat vreodată cum o să fie atunci când vom fi oameni mari? Hm? O să fiu o mare! Vai, ce multe lucruri am de învățat! Vai, ce multe lucruri încă n-am aflat! Vreau să fiu o mare! Ce de făcut, ce de știut, încă n-am aflat ce am de Cât ești curajos, orice se poate.
7! Am ajuns la locul 7. Și da, săptămâna are 7 zile și vă mai spun un lucru legat de 7. De 7 ori pe zi mă veți auzi pe mine, fetița Zurli, cântând oriunde m-aș afla, aram, zam, zam! Da, da, și este chiar pe locul 7, în topul preferințelor mele. Haideți să-l dansăm împreună, chiar acum! Dorim noi copiii cu adevărat. Noi, dacă avem atenție și iubire, suntem cei mai fericiți de pe planetă. Și de aceea, tanti prezentatoarea nu ne lasă să mergem la nani în nicio seară fără să ne dea pupicul de noapte bună. De aceea, tot de aceea și iar de aceea, pe locul 6, în topul preferințelor mele, se află cântecelul Cântec pentru Maia. Haideți să repetăm împreună cum se cere pupicul de noapte bună. Vreau să fiu încurajată, vreau să nu mai fiu certată, vreau să-mi spui că sunt frumoasă și atunci când am nevoie vreau să stai mai mult pe acasă, vreau să-mi spui că mă iubești. Spui drum bun, drum bun. Nu vreau soare, nu vreau lună, vreau pupic de noapte bună. Nu vreau să mă îmbraci în stele, vreau să asculți visele mele. Nu vreau soare, nu vreau lună, vreau pupic de noapte bună. Nu vreau să mă îmbraci în stele, vreau să asculți visele mele.
certată. Vreau să-mi spui că sunt frumoasă și atunci când am nevoie vreau să stai mai mult acasă. Vă spun un secret, chiar acum, chiar aici. Animaluțele mele preferate, bine, pe lângă căței și pisicuțe, sunt iepurașii. Și iepurașul preferat dintre toți iepurașii este iepurașul Iuti. Nu-l știți? Hei! Ascultați-l chiar acum! Ce drăguț! Iepuraș coconaș Iuti a fugit peste limaș Iuti și s-a dus corosul. Am avut o dorință foarte mare. Da, să facem pe canalul Zurli oficial 1000 de follow de subscribers. Și am reușit. Știți de ce? Pentru că mi-am pus dorința exact cum m-a învățat Zâna Bună. Am strâns pumnii, am spus dorința cu voce tare și ghiciți ce? După mult, mult, mult timp, până la urmă s-a îndeplinit. De aceea, pe locul 4, poftim? Cât ai zis? 1000? Am zis 1000? 1 milion! Au, cilica, mămălică, s-a îndeplinit de mai multe ori dorința mea! Asta e 1 milion, hai, prezintă locul 4! Locul 4! Pe locul 4 este cântecelul cântat de Zâna Bună, care se numește Dorințele! O dorință ascunsă are fiecare. Una e mai mică, alta e mai mare. O dorință are orice pui de om. Eu le îndeplinesc pe toate, noaptea când dorm. Voi mare, oamenii de aici, ce dorințe au cei mici. Știți voi mare, oamenii de aici, voi mare, oamenii de aici,
șofer de camion. Mie-mi place să dansez, eu la circ vreau să lucrez, acrobat și să jonglez, lei și tigri să dresez. Știți voi, oare, oamenii de aici, ce dorințe au cei mici? Hei, eu vreau să mă fac bunică, să am nepoți și o nepoțică. Vreau mult să călătoresc, aventuri să povestesc. O dorință ascunsă are fiecare, una e mai mică, alta e mai mare. O dorință are orice pui de om, eu le îndeplinesc pe toate noaptea când dorm. Știți voi, oare, oamenii de aici, ce dorință la locul 3 în topul celor 30 de cântecele cele mai iubite de către mine. Și am ajuns chiar în vârful magazinului Zurli. Suntem chiar în biroul lui Tanti Prezentatoarea, iar aici încerc să fac un antrenament de zbor cu Zdrângănel și cu Mulțumesc. Să reușească și ei să stea așa exact cum stau copiii pe spatele, în spatele tăticilor lor atunci când Tanti Prezentatoarea la orice spectacol introduce piesa de pe locul 3 din topul meu. V-ați dat seama despre ce e vorba? Bravo! Cântecelul de pe locul 3, în topul preferințelor mele, este chiar Iubește-mă mamă, iubește-mă tată. Și acum să ne transformăm cu toți în niște fluturași și să ne luăm zborul pentru ca oamenii mari să ne sufle în aripi. 1, 2, 3 și zburați fluturași! Mamă, ai încredere în mine? Într-o zi voi fi și eu mare ca tine, mamă. Mamă, le voi ști și eu pe toate când o să cresc, acum sunt mic, învăț să trăiesc, o mamă. Iubește-mă, iubește-mă, mamă, strânge-mă tare în brațele tale, nimic nu mă doare. Tată, tată, pe umerii
fost căsuța noastră mică. Asta se vede de aici, de sus, de la noi, de pe magazinul Zurli. Vă mulțumesc încă o dată din suflet că ați rămas cu mine până acum. Urmează să cântăm împreună cel mai iubit cântecel al tuturor copiilor din România. Am o căsuță mică! Da, da, e cântecelul care se află doar pe locul 2 în topul meu, pentru că pe locul... Nu vă spun mai multe, rămâneți împreună cu mine. Acum, haideți să cântăm Am o căsuță mică! Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, așa, așa. Și-mi lustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Ați rămas împreună cu mine timp de 30 de piese. Înseamnă enorm pentru mine. Și am ajuns la momentul în care trebuie să vă dezvălui care este melodia mea preferată din toată lumea. Iar am emoții, iertați-mă, nu pot să mă abțin, pentru că acest cântecel mă face să mă emoționez de fiecare dată când îl cânt, mai ales când antiprezentatoare este lângă mine. Da, ați ghicit, cântecelul se numește Te iubesc, mami, și este cea mai frumoasă declarație din lume pe care orice mămică vrea să o audă de la copilul ei. Așa că, haideți, fiecare dintre voi să meargă la mămica lui, să o ia în brațe, să-i dea o îmbrățișare, să se uite în ochii ei și să-i spună împreună cu mine chiar acum, Te iubesc, mami! Te iubesc, mami, te iubesc, mami, te iubesc, mami, din toată inimioara mea. Ține-mă de mână să fim împreună, orice grijă ar apărea. Haide, haide, scumpă, mami, să numărăm bine anii, anii cât voi mai fi doar a ta, cât voi mai fi doar fetița ta. Până la lună, inimile noastre
scumpă, mami, să numărăm bine anii, anii cât voi mai fi doar a ta. Cât voi mai fi doar fetița ta. Iubite cântecele de către mine, fetița Zârli. Vă mulțumesc încă o dată din suflet că ați stat alături de noi și nu uitați să ne urmăriți în continuare pe canalul nostru de YouTube, pentru că avem în fiecare zi surprize noi nouțe. Până atunci, eu fug că am spectacol. Pa, pa, pupici cu sclipici! Vă iubesc!